A început războiul. A început pentru că vedeți și voi ce fac ăștia care, ci că sunt uh, autoritate. Nu vă mai explic, puteți să vedeți cu ochii voștri. În schimb am să vă explic ce înseamnă platforma de merit și platforma open source. În primul rând trebuie să știți un, un singur lucru. 70% dintre noi nu mai suntem reprezentați pe bună dreptate în țara asta pentru că nu mai avem cu cine să votăm. Nici nu merită să te deplasezi la vot uh, pentru asemenea indivizi. Dar asta îi face pe ei puternici, pentru că cu cât există oameni mai puțini care votează, ei pot să manipuleze, pot să-și pună ce lipitori de afișe vor, toți ospătarii și asta prin funcții pe la ANAF. Pentru că nu, asta, asta au încercat în ultimii 30 de ani, să te îndepărteze pe tine, pe mine și pe toți ceilalți de la decizie. Când auzi partid politic sau uh, politică să-ți vină să vomiți. E bine, platforma Open Source, uite ce m-am gândit să ne dea ca șansă. Șansa de a ne uni vocile astfel. În momentul ăsta, 3 milioane din 8, dacă ieșim și spunem, băi, eu pentru cutare m-aș deplasa și merită să mă deplasez la vot, deci să identific eu, personal. Pentru cine aș face efortul ăla? Ca să mă duc două ore din casă la cabina de votare și să-i dau șansa să mă reprezinte. În momentul în care eu identific, știu pentru cine mă mișc din casă. Ca să-l identific, trebuie ca el să aibă un CV social și un CV profesional, adică să-l recunoască comunitatea, breasla, la etic. Noi ne vom duce ca platformă de merit la el și îi voi propune să fie reprezentat al nostru, pentru că, uite, oamenii pe el îl doresc într-o anumită poziție. Dacă omul nu va dori pentru că na, are probleme profesionale acasă, sau nu, probleme acasă, sau nu știu ce alte probleme, nu vrea să se implice efectiv, platforma de merit va uh, uh, propune către voi alte două sau trei sau cinci CV-uri de oameni care sunt pe același domeniu, cu experiență, cu cv social social, etc., pe care le publicăm și să-i cunoașteți. Adică să știți și voi pentru cine ieșiți, alea două ore, bă, eu ies pentru Stan Lacu. Asta înseamnă platforma de merit și platforma open source. Cu aritmetica este simplu, 3 milioane de oameni putem să dărmăm sistemul, 3 milioane din 8 milioane, este atât de simplu, de aceea vă, vă rog, prietenii mei, artiști, influenceri pe mediile sociale, să distribuiți această, acest mesaj, această primă idee, eu voi reveni săptămânal, de două, de trei ori pe săptămână să vă explic în continuare ce gândim. Nici o televiziune nu ne va ajuta. Asta să fiți foarte. Sau nu vă va ajuta. Pentru că toate reprezintă un sistem. Nici un trus de presă nu vă va.